declarație privind unele manifestări cu caracter antisemit din România și tentative de reabilitare ale criminalilor de război. Deputații din Parlamentul României urmăresc cu atenție și îngrijorare creșterea numărului manifestărilor cu caracter antisemit în România, tentativele de reabilitare ale criminalilor de război și atacul virulent antisemit îndreptat împotriva Teatrului Evresc de Stat, a directorului și a întregului personal din această instituție de cultură. Deși ar trebui să fie doar o amintire a tragediilor care au însoțit cele mai întunecate momente ale istoriei umanității, suntem conștienți că ideile, concepțiile și doctrinele antisemite își păstrează în continuare efectele nocive, descoperă noi adepți, dispus să le promoveze și sunt prezente în anumite segmente ale societății. Reprezentându-i pe toți cetățenii României, noi, membrii Camerei Deputaților, ne exprimăm convingerea că antisemitismul este o amenințare la adresa democrației, iar asumarea în întregime a trecutului reprezintă un element fundamental al responsabilității noastre, atât în prezent, cât și pentru viitor. În acest context, subliniem că lupta împotriva antisemitismului este o datorie a întregii societăți, fiind necesar să acționăm în permanență pentru crearea celor mai eficiente mecanisme care să asigure protecția și dezvoltarea vieții evrești ca parte integrantă a României. Având în vedere manifestările recente și pericolul pe care acestea îl prezintă pentru publicul larg, necesitatea consolidării politicilor de eliminare a oricăror forme de antisemitism, cât și imperativul exprimării unui puternic angajament politic de a acționa hotărât împotriva tuturor mijloacelor de promovare ale acestei percepții bazată pe ură împotriva evreilor, Camera Deputaților condamnă cu fermitate atacul virulent antisemit îndreptat împotriva Teatrului Evresc de Stat și orice formă de antisemitism. Protestează față de tentative de reabilitare a mișcării legionare, ale lui Antonescu și ale altor criminali de război. Reafirmă hotărârea membrilor săi pentru susținerea în continuare în plan legislativ și instituțional a acțiunilor de combatere a oricăror forme de manifestări de antisemitism. Solicită puterii executive și puterii judecătorești să ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a legii numărul 157 pe 2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 31 pe 2002, privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război. Solicită autorităților locale să inițieze cu celeritate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, demersurile necesare pentru înlocuirea denumirii străzilor care conțin numele unor persoane vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, susține importanța deosebită pe care o are punerea în valoare a patrimoniului evresc din România, atât material cât și cultural, ca forme de recunoaștere pentru contribuția evreilor la dezvoltarea României. Vă mulțumesc!